Gata! Mergea Dorian să luăm banii! Azi, primează că ne sună Dorian, mie. Nu! Și-o fi luat banii omul cash la el? Ce ți-am spus, când am văzut șantierul? Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou vlog super, super bombă. Eu sunt Picant, o vostru nebun, și astăzi facem chiar că o mare, mare nebunie. Din câte știți, eu urmează să-mi construiesc o casă în Domnești, fix lângă frățiorul nostru Dorian Popa. Și urmează chiar acum să fac o investiție foarte, foarte mare, un pas foarte, foarte mare cu casa, deoarece urmează să pun geamurile. Dar geamurile nu vreau să mă hau pe mine, dar o să coste foarte, foarte mult cei bani, pentru că vreo 60% din casă sunt geamuri. Sunt foarte, foarte multe geamuri în casă. Și vreau să fac un scurtuleț apel către vecinul meu și bunul meu prieten Dorian Popa și vreau să-i spunem scurt și la obiect: Dorian, uite, urmează să-mi pun geamurile. Bine, povestea va fi mai lungă, dar pe scurt, Dorian, urmează să-mi pun geamurile, am o parte din bani, dar o parte îmi lipsește, ai avea cumva cum să mă împrumuți cu... Și suma pe care m-am gândit eu să-i o cer, ca să nu fie nici prea mare și nici prea mică, m-am gândit să-i cer 8.000 de euro. Mi se pare o sumă lejeră, irealistică pentru geamuri, pentru că geamurile vor costa undeva la peste 25.000, 30, cam pe acolo se duce. Dar lăsând sumele deoparte, am zis să-i cer 8.000 de euro și să vedem ce va spune Dorian. Eu nu sunt adeptul împrumutului, nici n-am împrumutat vreodată vreun om cu bani. Nici n-am vreodată împrumut cu bani și cred că și el e pe aceeași lungime de undă cu mine. Dar haideți să vedem dacă avem succes. Mergem în mașină și încercăm să-l sunăm. Sper să-mi răspundă, pentru că el e un om foarte ocupat și nu știu dacă îmi va răspunde. Hai să mergem. Haideți să-l sunăm pe Dorian. Mamă, am emoții rău de tot. Eu nu cred că o să-mi dea. Nu știu, tu ce spui, mai Matei, ne dă? Bă, cât îi ceri? Vreo 8.000. E o sumă destul de mare, nu știu dacă o să ne dea. Ia, stai să-l sunăm. Acum sper să ne și răspundă. Stai un pic, mă sun Picant, stai doar să... Alo, te pup, Doriane, ce faci? Bine, uite, mă pregăteam să mă instal, am stat cu niște clienți pe șantier, ies. A, bombă, uite, te sun cu un subiect mai delicat un pic. Am o mare, mare problemă și cred că ai putea să mă ajuți. Bine, nu știu, sper să poți să mă ajuți. Bine, nici nu stă în caracter să fac eu întrebări din asta, dar mă rog. Știi că construiesc căsuța și acum urmează să pun geamurile, urmează să pun geamurile și nu mă așteptam că oferta o să fie chiar așa de mare din punct de vedere al banilor. Și aș mai avea nevoie... Stai un pic, să nu pierzi timpul aiurea. Eu nu mai am peste o bani. Contractor, o să îmi caut acum, pentru că îmi caut pe cineva nou, nu contează de ce. Dar nu am pe termopane pe nimeni, adică dacă asta îmi cer... Nu, am găsit pe termopane. Faza era în felul următor: mi-au cerut mai mult decât mă așteptam. Eu am niște bani pe dreapta, că îți dai seama că mi-am pregătit, dar numai că aș mai avea nevoie de încă 8.000 și m-am gândit că dacă toți suntem acolo, nu știu dacă dispui de banii ăștia cash, dar... Păi tu când mi-ai spus, bă, pregătește-ți mulți bani, eu n-am crezut, am fost căpus și acum... De ce am văzut eu de la tata ta negru, mă, că banii nu te dau? Eu știu, da. Tata negru când l-am sunat, mi-a zis, ce, nu te auzi, ce zici, nu l-am semnat. Bă, știi care-i faza? Niciodată nu țin atâtea bani cash, deci dacă ar fi să fie de atâtea, aș putea să scot. Am vreo 4-5 mii, cam atât țin cash, dar nu, niciodată nu țin cash, că nu mai e cazul, ziua de azi, cum pe card. Vino până la mine, te rog frumos, repede. Da, da. Să-mi spui despre ce este vorba și să-mi aliezi, să... Nu prea dau bani, nu știu ce să zic, dar mai prin clauși în abit, de mult rând de mine. Să rămână, mulțumesc din suflet. Bănuiesc că vrei să te mai mulți. Îți dai să... Mersi, mulet, vin acum? Super, mersi mult. Te pup, te pup. Acum vin. Te pup. Nu mă așteptam, jur. Jur dacă mă așteptam. Bă, ești nebun la cap. Mamă, deci Dorian ne împrumută bani. Nu pot să cred. Haide să mergem la Dorian și să vedem dacă chiar ne dă banii. Bă, dacă s-a prins că-i prank. Și ne face prank în prank. Îți dădea banii dacă s-a prins, îți dădea 8.000 direct. Mau, hai să mergem. Ne punem acum, punem pe Waze Domnești și mergem la Dorian, că suntem aici, suntem în zonă. Bă, fii antene, când mergem la el, acum planul e în felul următor. Tu vii și filmezi, dar filmezi de undeva, de pe colț sau din mașină. Să nu mă vadă. Din mașină, filmezi din mașină, te bagi în spate, că-s geamurile negre. Și filmezi prin geamul negru. Gata, mergea Dorian să luăm banii. Bine, nu o să-i luăm, gen, dar o să iau și gen, nu-ți dai seama, da, mă rog. Să filmează că ne sună Dorian, mie. Da, Dorian?
Arăsănescu, mai departe până ajungi pe Dan, ești aproape Baița. Sunt pe prelungire, eram până în sectorul 6, gen. Hai, te rog, vină la sală ca să mai câștig și eu niște timp. Bombă, sigur. Acasă au plecat, oamenii stau degeaba, da. Sigur. Hai că vin la sală acolo. Bine, pup, mersi mult, pa. Hai că ne ducem la sală. Mamă, poate fac și eu sală. Ar merge, nu? Că și așa n-am mai fost la sală două săptămâni. Ar trebui să merg la sală. Mai avem puțin și Angela Dorian. Mama, am emoții mari rău de tot. Stai în pana mea să-mi pun și eu ochelarii. Mă, ca să fii în același context. Cred că o să-i placă lui Dorian ochelarii și o să-mi ia el. Bine, nici ai mei, nu sunt, sunt talul Cristi Munteanu. Nu mă întrebați cum a ajuns la mine. Dar îmi plac, dar eu nu înțeleg. Și-o fi luat banii omul cash la el? Bă, parcă am emoții, așa că nu sunt în caracter să mint, nu știi. Dar o să-i spun, uite, o să-mi pun geamurile astea, o să-i spun cât costă, îi spun cât de dau bani, adică vreau să pară super mega true acest prank. Dacă îmi zice că chiar o să-mi dea banii după discuția pe care o avem, când o să-i spun că e un prank, bă, ieși din mașină, deschizi geamul și te duci direct pe fața lui, vreau să-i văd fața. Dar dacă ne dă el, mă, prank în prank. Mamă, deci nu știu, sunt curios. Mamă, ce mașină! Ce mașină! Deci Dorian a ajuns. A, îl și văd, e în sală acolo. Hai să ieșim, hai să ieșim. Ia, dă-ne, ca să nu te vadă, du-te în spate, bagă-te în spate. Ce faci, mă, papi? Te pup, ce faci? Ce n-aiva să fac, uite? Unde ești, ești bine, ești bombastic. Bă, doar ce am ajuns și frate, cum arată mașina asta. De fiecare dată când o văd e jale rău cu ea. Vreau să-i fac, frate, difuzorul ăla, mă mor de ciudă că n-am nimic pe spate. Care? Nu-mi place spatele ăsta, stoc. Mă înțeleg ce-i fac? Nu, ce-i faci? Niște adaosuri de astea. Așa, am înțeles. Până aici, așa. Dar până și la asta i-ai făcut cu dumbulițele tale. Păi, așa, să arate un pic frumos, că eu nu găsesc difuzor. Vine rău. Ceva să-mi placă. Zic ce vrei, lasă vreo ceva, zic. Deci, e angelul tata să-mi fac ofertă pentru geamuri. Și știi cât mi-a zis că costă? Păi la ce geamuri ți-ai pus, mă? Da, tu știi cât mi-a zis că costă? Când? 35. Dai, da. Dar ziceai ceva de 20 ceva de mii, s-a dus. Prima dată, da. Prima dată așa. Ce ți-am spus, când am văzut șantierul? Ce sticlă ți-ai pus? Ce te-am întrebat primul lucru? Ce preț ai avut la sticlă? Tu știi cât au geamurile? Atâta mari sunt. Te-am întrebat primul lucru, ce preț ai avut la sticlă? Da. Am întrebat primul lucru când am văzut. A, da. Era clar că e cea mai scumpă. Vecinul meu face geamuri și mi-a dat mai scump de atât. Deci mie nu mi-a venit să cred. Se rupe de vecinul tău. Geamuri, frate. Abia ai început dansul. Nu am mai mult, îți spuneam, de 5.000, că nu țin bani cash nici în casă, nici la mine niciodată. Nici nu știu dacă, nici pe ăștia 5 nu știu dacă, adică, bă, eu nu dau bani din principiu, de ce? Da. Încă n-am încredere în tine. Am dat, am avut încredere și mi-am stricat prietenii și eu asta e lucrul pe care îl susțin. Da, dacă ți-arde buza și mă gândesc că stai aici, noi să vezi să ne întâlnim pe stradă și să ai gaură 5.000. Eu fiecare bani pe care îl fac, îl bag în casă, pe toți, deci jur, nici... Poți să-ți dau, trebuie să duci până la mine acasă, dar okay. Ți-am lăsat undeva, da. Îți explic cum să ajungi acolo, suni nevastă mea acasă. Da. Ți-i dă și aia e. Deci, nu te crezi. Ce înseamnă... Păi, deci m-am... Nu mă crezi. Deci, când se întorc. Da, îți dai seama. Deci, noi geamurile am vrea să le punem săptămâna viitoare, când se face și plata. Le dau banii și la tine m-am gândit că cam într-o lună, o lună jumate. Maxim o lună jumate. E mult o lună jumate? E mult? Ești în vara, ai concerte, cu de... Zic. Este 16 până pe 15 iulie. O lună ai. E 16 iulie. Ai o lună. Da. Ar fi suficient, da. Pentru că știi care e faza, ți-o spun cât se poate de direct. Ai grijă ce faci, să spun prietenește, da. Pentru că dacă intri în carusel de datorii, da. Ai... Da, nu, că e prima dată când fac chestia asta. Eu nu m-am împrumutat niciodată și nici n-am împrumutat alte persoane. Adică eu dacă eram în locul tău, eu nu m-am împrumutat pe mine. Nu e problemă, știu că ești aici la doi pași de mine, da. Dacă nu, în cel mai rău caz, ți-au un geam și plec cu el. Bun. Bun, mersi mult de tot. A, și înainte de asta, ce vreau să zic? Stai puțin. Vreau să-ți dau ceva, vine puțin. Vino. Da, s-a dus colantul, lasă-l. S-a cârpit, mă, n-ai. Ce să fac? Nu, că am un cadou pentru tine. Vine aici. Ce am drag? A fost un prank, să mă! Chiar așa credeai, chiar așa.
Chiar așa credeai? Credeai că m-am dat un peț în pula? Nu, dar știi care e faza? Știu cum e cu construitul unei case și e ca și până la suflet așa de e greu, dar nu mă bag să construiesc dacă știu că n-am bani pe dreapta. Și oricum, niciodată, dacă n-am 20.000 pe dreapta, așa eu zic că n-am bani. Jur. Așa e, bombă. Mersi mult de tot. Bă, dacă să vedeți și eu pe mine mă știu. Acum vă spun din nou. Banii nu se dau. Da, nu chiar nu. Numai în cazuri extreme. Pentru și dacă nu știam un puști la câțiva ani care face o casă, nici nu cutezam. Dacă nici măcar, adică putea să-mi prezinte cel mai întemeiat motiv, dacă era alt motiv, nu. Dar eu știu ce înseamnă să construiești o casă. Da. Te pup, mă duc la antrenament. Te pup, mersi mult de tot, te pup. Plan acolo. Doamne ajută! Guys, cam aceasta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul ăsta de like. Pa, pailes!